Vei spune, păi ce bă, eu nu pentru asta muncesc, lasă-mă să mă bucur. Păi da, și apoi ești invidios pe cel care reușește să acumuleze și nici măcar nu muncește atât de mult. Toate sistemele de pensie din Europa sunt falimentare, toate. Cum am putea să economisim mai eficient? Aia este cea mai bună metodă și sigură, pentru că altfel, cu siguranță, nu va rămâne nimic la final de lună. E bine să avem datorii? Cu siguranță pentru ei este benefic să aibă datorii. Dacă noi câștigăm 1000 de euro pe lună, nu prea e bine să ne cumpărăm un telefon de 1000 de euro sau mai scump. Eu nu muncesc decât câteva ore pe lună pentru veniturile alea. Eu pot să mă mut din punct de vedere fiscal cum vreau eu. Dar de ce nu ești corect multimiliardar? În lei s-ar putea să fiu. În lei sunt, depinde în ce monedă. În România, faptul că avem bani se vede în faptul că 60% din toate tranzacțiile din România se fac fără credit. Cât costă un apartament de două camere? Ok, astăzi poate costă 80.000 de euro și în 2014 poate costa 50.000 de euro. Opa, s-a scumpit. În realitate nu s-a scumpit. De ce? Astăzi e vremea să vorbim despre bani. Toată lumea se luptă cu banii într-un fel sau altul. Câți oare nu cheltuie salariul în prima săptămână și apoi se chinuie să se descurce până la următorul? E greu să pui bani deoparte, dar e și mai greu când te lovești o situație neprevăzută și nu ai cum să o acoperi. Trăim de la salariu la salariu, iar asta ne frustrează. Dacă nu controlezi banii, lipsa ta de bani te va controla, ne spune Tony Robbins. Uite de ce. Cumpărăm lucruri scumpe pe care nu ni le putem permite și multe dintre ele nu ne sunt folositoare. De exemplu, e foarte ușor să cumperi ceva doar pentru că e la reducere sau îți place cum arată. Cine nu are în dulap ceva cumpărat la jumătate de preț care acum doar prinde praful? Sau facem colecție de încălțăminte pe care nu apucăm să o purtăm pentru că oricum trece sezonul prea repede. Apoi ne plângem că avem lipsuri. Vei spune, păi ce bă, eu nu pentru asta muncesc, lasă-mă să mă bucur. Păi da, și apoi ești invidios pe cel care reușește să acumuleze și nici măcar nu muncește atât de mult. Nu este vorba de bani, ci de libertatea ta. Cumpărăm mult și prost, când ar trebui de fapt să cumpărăm puțin și de calitate și doar ceea ce ne este necesar. Pe de altă parte, să nu uităm de vici. Ele ne toacă pe termen lung cei mai mulți bani. Acei bani investiți ar putea aduce beneficii foarte mari pe care noi îi irosim pe lucruri care ne robesc și poate ne și îmbolnăvesc. Nu economisiți ceea ce rămâne după ce cheltuiți, ci cheltuiți ceea ce rămâne după ce economisiți, ne spune Warren Buffett. De fapt, asta e cheia. Nu știm să economisim. Sau nici măcar nu ne propunem. Nu prea știm cum să ne gestionăm banii. De fapt, ne lipsește educația financiară și asta ne face din ce în ce mai săraci. Investiția în cunoaștere plătește cea mai bună dobândă, spunea Benjamin Franklin. Vezi, ăsta e motiv să rămâi aici pentru următoarele 45 de minute. Dar spune-le și altora. Vom învăța cum să administrăm banii, dar și cum putem să îi înmulțim. Te aștept să interacționăm. Astăzi avem o discuție foarte practică cu un om care știe să gestioneze foarte bine banii lui și banii altora. Bine ai venit, Bogdan Dinu! Salutare, Iuste, și mersi fain de invitație! Spune-ne câteva lucruri despre tine, ca să te cunoască oamenii mai bine. Bogdan Dinu, născut și crescut în București, am făcut Facultatea de Construcții Civile București, respectiv un masterat în străinătate, însă am ales să nu lucrez, să nu activez în construcții, ci m-am dus pe domeniul de private banking, astfel lucrez în industria de private banking, adică acel departament dintr-o bancă care se ocupă cu managementul averilor oamenilor foarte bogați. Noi facem consultanță pentru bănci, deci nu pentru oamenii bogați, și în general am lucrat în cele mai bogate țări din lume, Liechtenstein, Luxemburg, Singapore și așa mai departe. Cam asta fac. Investesc de asemenea pe plan personal în imobiliare de mai bine de jumătate de viață, respectiv pe bursă din 2013, și încerc să ajut România să crească din punct de vedere educațional pe partea de educație financiară. Păi, ăsta e motivul pentru care te-am rugat să vii astăzi. Și dacă ar fi să discutăm despre cheltuieli, unde crezi că greșim noi atunci când cheltuim? În primul rând, cheltuielile multe sunt impulsive. Cu alte cuvinte, avem o situație în care venim de la job și ne-a stresat șeful, ne-am certat cu colegul sau ne-am certat cu partenerul, cine știe, și nu-i așa, merităm și noi ceva astfel încât să ne simțim mai bine, fie o ciocolată, fie un gadget, orice. Și atunci facem cheltuiala respectivă, pentru că și online-ul respectiv, când mergem în magazin, ne ajută, între ghilimele, să facem cumpărături impulsive.
ce am putea să facem? Am putea să punem stop, să spunem ok, chiar am nevoie de acea cheltuială, am nevoie, de exemplu, să-mi iau un telefon nou sau am nevoie de o tabletă. Ei, în momentul acela ar trebui să dăm răgaz o săptămână, două, trei. De ce? Pentru că poate și găsim un preț mai bun în cele două, trei săptămâni, respectiv ne putem da seama că am uitat complet că avem nevoie de o tabletă, pentru că a fost doar un impuls. O altă cheltuială pe care o facem des este o cheltuială inutilă, pe care o numesc eu. Avem multe cheltuieli inutile, de exemplu, avem abonamente pe care le plătim, dar nu folosim serviciile abonamentului. Și atunci, adică, spre exemplu? Adică am un abonament la sală și n-am mai fost la sală de 3 luni. Sau am un abonament la capsule de cafea și eu, de fapt, n-am mai băut capsule de cafea de 4 luni. Și atunci, ca să ne dăm seama, eu personal asta fac în fiecare lună, îmi trec toate cheltuielile pe care le am, tot ce mi-a ieșit din cont. Și odată la 6 luni, mă uit să văd ce cheltuieli am. Și dacă eu văd că am un abonament la sală și nu m-am fost la sală, ori încep să mă duc la sală, ori tai cheltuiala. Un alt exemplu de economie pe care poți să faci fără să-ți tai din stilul de viață, că mie asta îmi place, să nu trăiesc frugal, să trăiesc așa cum îmi place, dar să nu cheltuiesc inutil. Mănânc o ciocolată, să spunem, în fiecare zi. Dau un exemplu, mă duc la birou și când aștept metrou mănânc o ciocolată. Pot să constat că acea ciocolată este pe bugetul meu în fiecare lună, că o văd ca și cheltuială, dar fac o alegere, să nu mai iau ciocolata de la tonomatul de la metrou, ci să iau ciocolata în bulk de la un supermarket, câte 12 deodată și am economisit, nu știu, 30%, menținându-mi stilul de viață. Dacă aveam aici un nutriționist, ar fi spus, este o cheltuială inutilă care îți face și rău. Corect, asta e altă discuție, dar ciocolata a fost un exemplu. Ideea e că, vezi, avem mai multe categorii de cheltuieli inutile pe care le putem reduce sau elimina fără să ne afecteze emoțional într-un final. Apropo de gestionarea bugetului familial, cum vezi tu lucrurile? În primul rând, trebuie să știm ce intrări avem și ce ieșiri. Cu alte cuvinte, ce venituri intră în familie, respectiv ce ieșiri. Adică să notez cheltuielile lunar, astfel încât să știu exact pe ce cheltuiesc, respectiv să știu cât intră. Mai mult decât atât, eu personal fac chestia asta împreună cu soția. Deci în familie avem același buget, știm amândoi cât intră, cât iese. De ce? Pentru că ne sudează ca și cuplu și evoluăm în aceeași direcție și cu aceeași viteză ca și cuplu. Banii sunt numărul unu ca motiv de divorț în Europa, de exemplu. Deci este o problemă foarte mare. Doi, avem în același timp fiecare, atât eu cât și soția, un cont separat pe care trimitem lunar o sumă de bani fixă și nu punem întrebări. Cu alte cuvinte, ok, avem buget la comun, dar dacă soția vrea să se ducă la masaj, să-și facă masaje, să nu mă enervez eu că uite-mă cât cheltuiești tu pe masaje. Da? E, și noi în total, ca familie, avem 2500 de euro, să zicem, că atât avem noi. Ăla e bugetul nostru. Că ele sunt pe două conturi, nu contează foarte mult. Din acel 2500, să spunem că avem cheltuieli de 1500 de euro cu trăitul, 200 de euro intră la ea, face ce vrea, 200 de euro intră la mine, fac ce vreau, iar cu restul îi investim. Tot pentru familie. Investim în, nu știu, imobiliare, bursă, nu contează în ce. Deci nu trebuie să fie efectiv în același cont, dar undeva, fie că e pe foaie, fie că e în Google Sheets, fie că e într-o aplicație de mobil, eu folosesc și o aplicație de mobil, să avem acolo ce intrare avem total per familie. Și această planificare ți-o faci la începutul lunii, cum ar veni? Sau la începutul anului, sau periodic? La începutul lunii mi-o fac, dar evident, adițional, la începutul anului mă gândesc deja cam ce cheltuieli ar fi. Pentru că, în general, știi, avem aniversarea copilului, avem aniversarea soției, avem 2-3 nunți. Deci deja cam știi care sunt cheltuielile, deci îți poți bugeta în mare cam ce cheltuieli vei avea. Am vrut să te întreb despre conturi, pentru că Steve Harvey avea la un moment dat un discurs în care spunea că orice familie, orice cuplu ar trebui să aibă 4 conturi. Da, exact. Într-un final sunt 4 conturi, ba chiar eu aș spune al 5-lea cont, cel de donații. Mie îmi place și o parte din bani să donez. Și atunci, da, sunt 5 conturi, dar acum nu trebuie să o luăm literalmente, adică să ai 5 conturi la bancă sau să ai, nu știu, 5 pliculețe cu bani în casă. Fiecare își gestionează cum vrea. Dacă cineva vrea să aibă 5 conturi în bancă, o
ok, perfect. Dacă cineva vrea ca partea de donații să o țină cash și să o dea undeva, perfect, nu contează foarte mult, dar mie îmi place mai mult să zic că avem nevoie de categorii. Avem într-adevăr cheltuielile pe familie, avem după aceea cheltuielile soției, cheltuielile soțului, avem într-adevăr partea de economie și investiții, în același timp că degeaba economisim dacă nu investim banii să se multiplice, respectiv partea de donații. Cum am putea să economisim mai eficient? În primul rând ar trebui la începutul lunii sau la finalul lunii când primim salariul să luăm o parte din el, primul lucru pe care îl facem, luăm o parte din el și îl punem într-un cont de economii, în plic, unde vrem noi, dar să o punem deoparte pentru economii. Păi majoritatea oamenilor fac invers. Cheltuie ce au de cheltuie și la final dacă mai rămâne ceva, hai să vedem ce facem cu ăștia. Exact, și în general nu mai rămâne. În general mai rămâne lună, nu mai rămân bani. Da, asta e foarte tare. Ideea este că dacă tu iei la început, este ca un fel de taxă pe care ți-o aplici, dar taxă pe care tu o iei, deci tu ești beneficiarul taxei și atunci știi 100% că ai economisit. Pentru cine are venituri mici, să spunem că mergem pe un venit un minim din România sau apropiat de venit un minim, poate să înceapă cu câțiva zeci de lei. Oricât, nu contează foarte mult, dar să luăm acei câțiva zeci de lei, sute de lei, cât o fi, să punem deoparte și să, în mintea noastră, să ne setăm mentalul astfel încât, băi, ăla e salariul meu. Salariul meu este de 2000 de lei, să spunem, minus 200 de lei, pentru că i-am pus deoparte, deci îți rămân cât 1800 de lei. Da? Aia este cea mai bună metodă și sigură, pentru că altfel, cu siguranță, nu va rămâne nimic la final de lună. Ce este un fond de urgență? Un fond de urgență este bine să-l aibă toată lumea înainte să se apuce să investească și, în general, reprezintă o sumă de aproximativ 2000 de lei, 1500-2000 de lei, care să-ți acopere diverse cheltuieli urgente care pot să apară în viața de zi cu zi. S-a stricat frigiderul. A căzut copilul și trebuie mers de urgență și arunc mâna să punem un gips. Am avut un mic accident la mașină, s-a spart cauciucul și trebuie să cumpărăm un cauciuc nou. Deci tot felul de cheltuieli din viața de zi cu zi care trebuie acoperite fără să mergem la bancă, să luăm credit sau mai rău, mergem la IFN-uri, să luăm credit și să plătim în plus față de cât avem oricum de plătit datorită problemei apărute în viața noastră. Să ne genereze și niște dobânzi. Exact, să genereze și costuri adiționale cu creditul. Ce este un fond de siguranță? Fondul de siguranță e etapa 2, după ce avem acel 1500-2000 de lei puși deoparte, care, apropo, fondul de urgență, recomandarea mea, acum fiecare face ce vrea, să-l ținem cash, pentru că fondul de urgență poate să fie inclusiv, nu mai merg POS-urile. S-au întâmplat câteva ore, nu mai poți să plătești cu cardul sau cu telefonul. Iei din fondul de urgență și dacă nu mai ai apă în casă sau mâncare, ai rezolvat. Fondul de siguranță reprezintă un fond puțin mai mare, care să fie undeva între 3 și 9 luni de cheltuieli ale familiei. De ce între 3 și 9? 3 cheltuieli dacă familia e una tânără, 20 ceva de ani, n-are copii, e în floarea vârstei, în carieră, crește, le cresc veniturile. 9 luni de cheltuieli puse deoparte, dacă mai degrabă e o familie unde lucrează doar o persoană, lucrează doar el, să spunem, ea stă acasă cu copii și atunci are nevoie de un fond de siguranță de 9 luni din cheltuieli. De ce? În cazul în care el, de exemplu, bărbatul rămâne fără serviciu, deci familia rămâne fără venit, să poată să trăiască cu fondul de siguranță. Sună bine, dar pe de altă parte sună și un pic ireal, pentru că eu nu prea știu pe oameni care să facă treaba asta. Din păcate sunt puțini care fac treaba asta, dar în realitate să știi că nu e foarte complicat. Dacă ne gândim, uite, salariul mediu net, luăm București. Într-adevăr, da, e privilegiat Bucureștiul pentru că ai un salariu mediu foarte mare. Da, dar și cheltuielile sunt pe măsură. Și cheltuielile sunt pe măsură, suntem de acord. Salariul mediu net în București la iunie arăta INSE-ul că e undeva la 1200 de euro, da? Deci 6000 de lei. Într-un an de zile, chiar mai puțin de un an de zile, el poate pune deoparte, acea familie poate pune deoparte arhi suficient cât să-și facă fondul de siguranță. Și odată făcut, ai scăpat, gata, poți să treci pe investiții. Deci nu e ireal din perspectiva nu se poate. Din păcate, foarte multe persoane nu fac pentru că nu conștientizează și în momentul în care are un accident cu mașina mai puternic sau are o problemă medicală cu părinții, de exemplu, sau cu copilul mai importantă și trebuie să cheltuiască 1000 de euro, vede că nu are de unde să ia, se împrumută,
plătește dobândă, intră într-o rostogolire din aceasta în care vin datorii peste datorii, nu mai poate să returneze banii la timp și atunci te duci din rău în mai rău. Bun, și cu banii respectiv ce faci? Că ai făcut fondul de siguranță, îi pui într-un cont, îi pui la saltea sau îi pui la treabă? Banii care sunt destinați pentru fondul de siguranță, fiind o sumă mai mare, să spunem 3 luni de cheltuieli, se poate ajunge la 3.000-4.000 de euro, echivalent lei, și atunci eu fac în felul următor. O parte din bani, undeva la 20-25%. Deci dacă avem 4.000 de euro, fondul nostru de siguranță, 1.000 de euro eu o țin pur și simplu cash. Asta fac eu, știu că pierd cu inflația, asta este, mi-asum, este ca un fel de plasă de siguranță pentru mine, dar măcar îi țin în euro. Cu alte cuvinte, dacă se devalorizează leul, eu măcar nu pierd partea aia. În rest, pierd cu inflația, sunt de acord. După aceea, restul banilor, în general, țin încă cam 1.000 de euro pe într-un cont de economii. Asta este, merg cam cât inflația, ba chiar puțin sub, n-am ce să fac, respectiv jumătate din sumă, restul de 2.000 îi pun în titluri de stat. Avem, de exemplu, în România, odată la 3 luni, cred, 3 sau 4 luni, nici nu mai știu, avem acele titluri de stat, Fidelis, care oferă dobânzi destul de bune. E foarte sigur că e statul român, nu e ca și cum poate să dea faliment foarte ușor. Deci cam acest lucru poți să faci ca să optimizezi acei bani, să nu pierzi pe toți cu inflația. Pentru că tot ai vorbit de datorii. E bine să avem datorii? Depinde. La nivel de familie, să spunem, în general aș spune că nu e bine să avem datorii. Dar dacă în familie și investim banii, atunci poate fi ok să avem datorii. De exemplu, investițiile imobiliare, deși în România, într-adevăr, se fac foarte mult fără credit, este mai eficient să facem o investiție imobiliară cu credit, pentru că nu punem toți banii jos. Și nu-i blocăm. Și banii blocăm. Respectiv îi putem reinvesti. Exact, exact. Deci, în anumite cazuri, poate fi util, dar pentru marea majoritate a spune că nu. Pentru asta am întrebat. Poate că părea o întrebare stupidă, adică e bine să ai datorii. Păi toată lumea o să spună, cum să fii dator? Nu e bine să fii dator. Doar că sunt anumite state unde ai beneficii la taxe. Spre exemplu, dacă ai un credit, dacă ai ceea ce în România nu se întâmplă. Cu siguranță, pentru antreprenori, de exemplu, dacă avem public antreprenori, cu siguranță pentru ei este benefic să aibă datorii. Ne uităm la cele mai mari companii din lume, nu știu, Google, Microsoft, whatever, vedem că au datorii. Și în același timp, în timp ce au datorii, stau pe cash cu miliarde de euro. De ce stau? Deci, pe de-o parte au bani miliarde de euro, pe de-o parte au datorii miliarde de euro. De ce? Pentru că este mult mai eficient pentru o companie să funcționeze pe leverage și, în general, pe un investitor. Adică ai o pârghie, un efect de levier, se cheamă în română. În România creditele sunt destul de scumpe, adică sunt niște dobânzi foarte mari și nu putem să comparăm cu Germania, unde probabil 2% e mare, comparație cu 10-12 cât e la noi. Când ai sfătuit pe cineva să-și facă credit și când nu? În primul rând, nu recomand absolut deloc creditele pe cărțile de credit. Orice ar fi, nu, pentru că au niște rate foarte, foarte mari. Nu recomand în niciun caz credit. Asta înseamnă nici descoperirea de card, overdraft-ul? Asta da, dacă îl plătești la timp, da. În general, carta de credit e bună dacă iei bani, evident, de pe carta de credit. Și plătești luna viitoare. Exact, plătești luna viitoare. Nu depășești termenul peste care ți se aplică dobândă. De asemenea, nu recomand în nicio situație credit de nevoi personale. Adică dacă tu vrei să-ți iei aspirator acum, mai bine aștepți o lună, te împrumuți de la mama, tata, vecinul. Bun, dar dacă vrei să investești, nu știu, să cumperi o casă, un teren? Atunci merită mai degrabă să-ți iei credit decât să nu-ți iei credit și să pui banii jos. Chiar și astăzi, cu dobânzile pe care le avem, pentru că deja suntem pe un trend ușor descendent. Vedem chiar? Că, da, roborul și RCC-ul au început foarte timid să scadă, într-adevăr, și vor continua să scadă. Și avem toate premizele ca pe următoarele 12 luni, roborul și RCC-ul să-și continue trendul descendent. Ai făcut vreodată vreun calcul pe vicii? Dacă banii respectivi ar fi investiți, ce beneficii ar aduce? Nu numai că poți economisi banii pe pachetele de țigări, dar dacă și investești banii respectiv, că nu doar să-i
economisești, dar de fapt să-i cheltuiești pe ciocolată sau păi ceva. Da, mulți o să zică, păi da mă, dar tu nu fumezi, dar de ce nu ești corect multimiliardar? Corect, corect. În lei s-ar putea să fiu, lei sunt, depinde în ce monedă. Dar ideea este că acum, știi cum e, fiecare dintre noi avem anumite vicii de care nu putem scăpa și n-are sens să scăpăm doar ca să economisim, până la urmă fiecare își trăiește viața așa cum vrea el. Însă sunt anumite vicii care, de care poate e bine să scăpăm. Bem foarte mult suc. Nu e probabil că să bei suc e mai nociv decât să fumezi într-un final. Deci depinde de fiecare. Dar nu am în minte, nu mai am în minte cifrele exacte, însă am luat că dacă cineva fumează un pachet de țigări pe zi și nu l-ar fuma, l-ar investi pe bursă, scoțând un randament undeva la 7%, net de inflație, adică la 7% adaugi inflația medie istorică, ajungi de fapt să ai 10.000 de euro pe o perioadă investițională completă, zic eu, adică 30 de ani. Dacă ar fi să vorbim de veniturile pasive, cum, de unde ar trebui să pornească un om care nici măcar nu știe ce înseamnă treaba asta? Un venit pasiv nu înseamnă altceva decât un venit pentru care tu nu muncești decât o oră, două, pe săptămână, pe lună și așa mai departe. Un exemplu de venit pasiv, am cumpărat un apartament pe care l-am închiriat și primesc chirie. Evident că muncesc pe lună poate 2-3 ore pentru că mai vorbesc cu chiriașul, mai se strică ceva și chem instalatorul, dar e un venit pasiv, chiria, într-un final. Un alt venit pasiv poate să fie dividendele de la o companie de pe bursă. Am investit pe BVB sau pe bursa americană și primesc dividende recurent. E un venit pasiv. Un alt venit pasiv este cuponul, deci dobânda pe care o primesc de la titlurile de stat. Eu împrumut România și România îmi dă bani pentru că am împrumutat-o. Asta e un venit pasiv. Dacă mă întreb ce vreau să fiu mai degrabă, un investitor, adică o persoană care, nu știu, cumpără apartamente și le închiriază, cumpără companii pe bursă și primește dividende sau le revând pentru capital gains, adică pentru profit, sau cumpără obligațiuni sau cumpără titluri de stat. Ce vreau să fiu? Un astfel de investitor sau să am compania mea, să fiu antreprenor, să am o companie a mea și să fac un business? Eu prefer întotdeauna investitor. De ce? Pentru că investitorul este întotdeauna avantajat din mai multe puncte de vedere. Unu, are venit pasiv. Eu nu muncesc decât câteva ore pe lună pentru veniturile alea. Eu pot să mă mut din punct de vedere fiscal cum vreau eu. Nu-mi pasă că România, uite, în România se dau taxe grămadă, de exemplu, pe investiții. La o adică pot pur și simplu să mă mut. Și asta basta, n-am operațiuni de business într-o anumită țară. Deci eu întotdeauna prefer partea de investiții. Dacă ar fi să facem o listă de obiecte care sunt active și pasive, care ar fi aceasta? Pentru că oamenii în general cumpără și au impresia că fac investiții, dar de fapt acelea nu sunt investiții, ci sunt chiar cheltuieli și multe dintre ele păguboase. Adică, spre exemplu, o mașină, ce este? Sau când o mașină este activ și când este pasiv? Corect. Dacă prin natura jobului nostru sau al businessului nostru folosim mașina, să spunem că mergem la clienți cu mașina, atunci mașina e un activ pentru că practic ne generează bani. Fără mașină nu am avea clienți, n-am putea vorbi cu ei. Dacă în schimb același lucru poate să spună și un om. Merg la serviciu cu mașină. Aici nu. Dacă locuim, să spunem, în București și muncim în București, o să fie și mai rapid să mergi cu metrou sau cu tramvaiul sau cu autobuzul și o cheltuială și mai mică. Nu mai e același confort. Exact, nu mai e același confort, dar nicio problemă. Poți să iei mașină să mergi, dar trebuie să fii conștient că acela e un pasiv. Adică ți-o asum că este pasiv. Ți-o asum că e pasiv, ți-o asum că scoți bani din buzunar pentru acel confort. Nu e nicio problemă, e confort, plătești. În schimb, dacă mergi la clienți, e un activ pentru că îți face... Evident, îți produce, îți crește venitul activ într-un final. Bine, nu, aici n-am vorbit de un tir, de un camion, de un tractor, exact. Care evident, alea îți produc bani. Dar oamenii nu prea fac diferența între ce înseamnă pasiv și activ. Exact. De exemplu, să spunem că vrei să cumperi un apartament pentru a-l închiria. Din nou, este un activ, pentru că îți produce bani din chirie. Dacă, în schimb, eu vreau să-mi cumpăr un apartament ca locație de vacanță la Sinaia, ăla va fi un pasiv, pentru că eu mă duc doar de câteva ori pe an și am o cheltuială. Dacă în schimb... E deja un moft. E un moft care costă foarte mult și ești dispus să plătești, dar e un pasiv.
Sau, din contră, pot să-mi cumpăr la Sinaia, dar să-l închiriez în regim hotelier. Atunci, același apartament devine activ. Deci depinde dacă ce cumpărăm noi ne bagă bani în buzunar sau scoatem bani pentru acel. Pentru că ar trebui să scoatem bani pentru întreținere, pentru renovări, pentru cheltuieli. Exact. Impozite, bineînțeles. Ce alte obiecte mai pot fi pasive și, spre exemplu, gadgeturile? Că sunt oameni care... Există expresia asta, îți vinzi un rinic și ți iei un smartphone. Exact. Gadgeturile cu siguranță pot deveni pasive foarte repede, mai ales acum avem de la ceas, adică trebuie să ai și ceas, trebuie să ai și telefon, trebuie să ai și tabletă, trebuie să ai și cască, trebuie să ai de toate, cu siguranță pot deveni niște pasive foarte repede. Nu spune nimeni să nu avem un telefon, nu putem trăi astăzi fără un smartphone, cu siguranță, însă trebuie să calibrăm la bugetul nostru. Dacă noi câștigăm 1000 de euro pe lună, nu prea e bine să ne cumpărăm un telefon de 1000 de euro sau mai scump, pentru că s-ar putea să constatăm că se strică într-un an și ce facem? Mai dăm 1000 de euro? Mie îmi place să fac următorul lucru. Să-mi calculez cât câștig pe oră. Dacă eu știu că am un salariu de 1000 de euro pe lună, împart la numărul de zile într-o lună 21, respectiv mai împart încă o dată la 8 și va rezulta cât câștig pe oră. Cât câștig pe oră? Nu știu, să spunem câștig pe oră 10 euro, nu contează cât. În același timp îmi place să calculez câte ore trebuie să muncesc pentru a-mi cumpăra acel gadget. Și dacă eu constat că eu trebuie să lucrez o lună de zile, o lună întreagă de zile pentru un gadget, s-ar putea să nu fie prea bine. Pentru că în același timp îmi calculez, de exemplu, câte ore trebuie să muncesc pentru a-mi cumpăra prânzul. La masă, la job, să spunem, că poate mie îmi place să merg mai la restaurante mai scumpe. Și atunci poate constați că o lună, două din an îl dai doar pe prânz. Mai dai o lună din an pe gadgeturi, mai dai o lună din an pe mașină și constați că de fapt nu poți să trăiești așa, în stilul ăsta, decât pe datorie. Îți dau o situație concretă. Este o persoană care, să zicem, are, nu știu, 45-50 de ani și zice, ok, am o casă, am o mașină, am o familie, am copii, cum mă pregătesc pentru pensie? Ok, în situația aceasta ar fi bine să înceapă să investească, evident. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că se poate orienta în principiu spre 2-3 clase de active. Ce înseamnă clasă de active? O clasă de active sunt imobiliarele. Cumpăr un apartament, îl închiriez. O altă clasă de active sunt companiile de pe bursă. Investesc în 3-4 companii de pe bursă, îmi produc dividende, întorc bani prin dividende. Sau cu o altă clasă de active, obligațiunile sau titluri de stat. Adică împrumut, de exemplu, statul român, un exemplu, și primesc dobândă pe faptul că eu l-am împrumutat. Și hai să zicem pe imobiliare. Pe imobiliare ar putea pur și simplu să înceapă să strângă bani, să cumpere un apartament. Pe bursă poate să înceapă cu sume mult mai mici. Este foarte simplu, pentru că dacă el are 45 de ani și n-a strâns nimic, poate să spună, băi, imobiliarele sunt cam departe de mine, trebuie numai avansul să am poate 20.000 de euro, de unde scot 20.000 de euro, atunci poate lunar să înceapă să investească pe bursă cu câteva sute de lei, fără nicio problemă, ca să își strângă un portofoliu cât mai mare. Adică, tu dacă începi cu câteva sute de lei, banii ăia, sutele alea de lei, vor produce la rândul lor alți bani. Prin dobândă compusă, cu alte cuvinte, eu am băgat 10.000 de lei în primul an, să spunem, ok, în al doilea an, doar din compunerea banilor s-au făcut 11.000 de lei. Adică las dobândă acolo, exact. Și voi primi dobândă la noua sumă, care are și dobânda inclusă. Deci câștig din ce în ce mai mult și are un efect de crosă. În general, pe bursă, istoric vorbind, banii pe care i-ai pus se dublează cam la fiecare 6-7 ani de zile. Bun, și o să vină cineva să spună, păi dai puțin să dublezi, pentru că sunt alte afaceri unde am băgat niște bani și pot să-mi genereze un venit constant și să fac mult mai mulți bani decât să-mi dublez. Corect, dar acela este un venit activ. Ideal este așa. Și adică trebuie să mă zbat pentru el. Exact, trebuie să lucrez non-stop, practic, 12 ore pe zi. Mie ce-mi place să zic? Mie îmi place să fac așa. Băi, cheltuielile, mi le optimizez cât de cât, dar nu-mi bat capul foarte tare cu ele, doar să elimin cheltuieli inutile, să elimin cheltuieli compulsive. După aia să mă axez foarte mult pe venitul activ,
fie la job, să trag cât mai tare, mie îmi place să fac foarte mult intraprenoriat, așa am crescut la job, da? Fie business, dacă ești antreprenor, fie PFA, cum vrei tu. De ce? Pentru că cheltuielile le poți optimiza doar până la un anumit punct. E finit. Normal. Veniturile, pe cealaltă parte, pot să le cresc la infinit. Nu există limită. Da? Pot să-mi cresc salariul ori 3, ori 4, ori 5, ori 6. Pot să cresc business-ul ori 10. Nu contează. E, iar din banii ăia venitul activ, pur și simplu îi investesc. Fie pe bursă, fie pe imobiliar. Explică un pic. Ai pronunțat intraprenoriat. Ce e concret? Intraprenoriatul este ceva extrem de drag mine și recomand tuturor tinerilor să facă acest lucru. Intraprenoriat nu înseamnă altceva decât antreprenoriat în cadrul companiei. Cu alte cuvinte, te duci în companie și pe lângă fișa postului, să spunem că ești inginer sau IT sau doctor sau ce ești tu, pe lângă fișa postului începi și te gândești, unu, cum pot eficientiza prin scăderi de costuri ale companiei sau, cum și mai bine, cum pot crea noi venituri pentru companie. Da? Și de ce este foarte interesant? Pentru că faci intraprenoriat pe banii companiei, tu nu pui capital, faci intraprenoriat accesând cei mai buni experți la nivel mondial, mai ales dacă lucrezi în corporație, că ai acces la expert pe fiecare nișă, înveți să faci pitch-uri, să te conving pe tine să intri în proiectul meu și așa mai departe, deci prinzi foarte multă experiență și mai ești și plătit pentru asta. Evident, trebuie să depui timp și efort. E, în general, antreprenorii, intraprenorii câștigă foarte bine. Foarte bine câștigă, nu din salariu, din bonusuri. Pentru că dacă tu ajungi să creezi o nouă linie de venit, o nouă linie de business pentru companie, vei câștiga un mic procent din profitul pe care îl scoate compania din acea nouă linie de business. Poți să dai un exemplu concret? Pentru că pentru foarte mulți oameni poate că nu e clar. Adică trebuie să lucrezi la, nu știu, la multinațională, trebuie să lucrezi la o companie mare ca să se întâmple treaba asta sau poți să lucrezi și la o companie mai mică? Exact. Lucrurile se întâmplă de fapt invers. Eu am făcut în multinaționale, dar se poate face și în companii mai mici, ba chiar mai ușor, a spune, în companii mai mici. Cum am făcut eu? M-am dus în companie și eu aveam un mentor. Se ocupa un manager de mine și mi-a spus managerului, băi, vreau să fac bani, vreau să fac mulți bani, cum fac chestia asta? A început să râdă evident, păi în primul rând ca să faci bani trebuie să aduci bani companiei și am spus, băi, cum pot să fac chestia asta? Și mi-a spus, interesează-te în companie care sunt proiectele strategice în companie, adică nu mă duc eu cu o idee de-a mea, nu, mă duc direct la management și întreb care sunt direcțiile strategice. În cadrul companiei mele, o direcție strategică era practic să oferim o soluție băncilor de date, un dashboard, să spunem, pentru bănci. E, noi nu aveam acel know-how la momentul respectiv și m-am dus pe acel proiect strategic și în momentul în care ai contactat managementul care lucrează pe acele proiecte care aduc mulți bani în companie, vezi și care sunt problemele. În momentul în care vezi care sunt problemele, pe acele lucruri trebuie să te axezi. Deci, încă o dată, nu vin eu cu o idee, mă duc către management, văd care sunt proiectele de viitor pentru companie. Identific problemele și rezolv problemele. După ce intru pe acele proiecte strategice, văd și high level, văd așa din elicopter, cam, ok, în ce direcție se îndreaptă compania și abia atunci încep să fac conexiunile bune și îmi dau seama cam ce ar fi benefic pentru companie și unde aș avea succes să conving. Păi compania. Și dacă patronul vine și spune, mersi frumos, sănătate la mulți ani. Adică, bun, nu te alegi cu nimic. Probabil se poate întâmpla și asta. Nu mi s-a întâmplat, sincer. Mai degrabă se întâmplă pur și simplu să te refuze, să spunând că, ok, nu este un business case pentru ei acum. Nicio problemă. Uite, mergând un pic mai departe, vin vremuri un pic neclare, așa cel puțin în România se introduc niște taxe, se întâmplă niște modificări care nu sunt prea plăcute. Cum ar putea un om să meargă să-și negocieze salariul în condiții în care antreprenorul sau, mă rog, patronul zice, băi, stai un pic, că eu nu știu ce vine. Cum să-i măresc eu ăstuia salariul? Deși absolut toate lucrurile au, toate cheltuielile au crescut. Nivelul de cheltuieli este uluitor pentru ultimii ani. Corect. Niciodată nu trebuie să mergem la măriri de sau să cerem măriri de salariu doar pentru că cheltuielile au crescut, doar pentru că avem inflație. Pentru că acea inflație, acele cheltuieli au crescut și pentru companie. Noi trebuie întotdeauna, deși ca angajat ești doar de o parte a gardului, trebuie întotdeauna să privim
în ansamblu, să privim și poziția antreprenorului. Și atunci eu am preferat să fac așa, ok, haide să văd ce valoare adăugată peste ceea ce fac eu acum pot să aduc companiei. Să spunem că eu fac programare de soft, sunt un ITist și fac programare de soft. Mă duc la șeful meu, managerul meu, patron și zic, ok, bun, ce pot să fac în plus astfel încât să generăm cu toții, să generez pentru companie mai mulți bani. Păi poate îmi spune, uite, hai să te întâlnești și tu cu clienții, să vezi ce nevoi au, nu numai să stai tu la calculator și să butonezi. Deci ideea este să mergem către șef, să îl întrebăm cum pot să generez mai mulți bani pentru companie, ca apoi să pot și tu să-mi dai o parte din bani. Pentru că altfel îl pun la zid pe el, dar el poate chiar nu poate, poate că și el are furnizori, are materii prime, are o grămadă de cheltuieli și compania respectivă. Ți se pare că e un moment bun în care să mai investești în sisteme de pensii, pentru că nici firmele private nu au fost tocmai sigure? Din punctul meu de vedere, sistemul de pensii din Europa este din start un eșec, din păcate, pentru că presupune un sistem piramidal. Apropo de sisteme piramidale, dacă tu acum ai 10 care lucrează și 5 pensionari, următoarea generație vor fi 10 pensionari și ai nevoie de 20 care lucrează și tot așa, deci crește exponențial, tu presupui că populația planetei crește exponențial, ceea ce nu e cazul, evident. Și atunci, nu m-aș baza pe sisteme de pensie. Apropo, toate sistemele de pensie din Europa sunt falimentare, toate. Nu există nici măcar Luxemburgul, care are mulți care vin din afară și lucrează în Luxemburg. Toate sunt falimentare, adică au nevoie să scoată bani din alte bugete să bage la pensie și așa va fi. Acum, dacă vorbim de fonduri de pensii, nici acelea nu sunt neapărat foarte eficiente. De ce? Din perspectiva comisioanelor. Ele au un comision, se cheamă TER, Total Expense Ratio în engleză, sau Comision Anual de Administrare în română, și acel comision este foarte mare. Dacă realizezi, dacă ai investi 1000 de lei pe lună, timp de 30 de ani, o perioadă, să spunem, aproape completă investițională, într-un fond de pensie sau fond mutual, da? E tot aia până la urmă, dacă ai un comision de 2%, pe an, cam atât practică fondurile mutuale, alea de pensie poate puțin mai puțin, 1, 2, 1, 5, whatever, tu pierzi pe 30 de ani jumătate de milion de lei din investiția ta doar pe acel comision. Enorm, enorm, da? Și atunci o recomandare pe care ar putea să o facă oamenii să investească în ceea ce se cheamă ETF-uri, Exchange Traded Fund. Este practic tot un fond. E aproape același lucru, doar că în loc să fie gestionat activ de către o bancă sau un fond de investiții, este practic gestionat pasiv, în sensul în care urmărește multe companii, fiind un coș, tot un coș de instrumente financiare, un coș de companii, Apple, Google, Microsoft, whatever, da? Și tu practic investești în el pasiv, el este gestionat pasiv, adică urmărește pur și simplu Standard & Poor's 500, de exemplu, adică primele 500 de companii din SUA, un exemplu. Deci este de fapt un coș cu mai multe companii și pe baza valorii companiilor respective, banii tăi cresc sau produc venit. Exact, fiind foarte diversificat. Dar vine din dividende sau vine din procent din valoarea? Și aici este foarte interesant, pentru că aceste ETF-uri pot fi optimizate fiscal. Cu alte cuvinte, eu dacă investesc într-un fond mutual, nu mai pot să-l optimizez fiscal. Ăla e fondul, pe lângă faptul că am comisioane mari. Dacă investesc într-un ETF, eu pot să-l mai și optimizez fiscal. Adică, nici nu mai mă interesează cât taxează România, pentru că îl pun într-un paradis fiscal. Irlanda, de exemplu, e un paradis fiscal. În momentul în care Irlanda ar distribui dividende, fiind paradis fiscal, e 0%, că da, e paradis fiscal, da? Dar mai mult decât atât, europenii s-au gândit și la asta și au spus, ok, dar chiar dacă Irlanda ia 0, când trimite banii, când trimite dividendele și intră, să spunem, în România, că eu sunt rezident român, mă taxează statul român cu 8%, respectiv 10% dacă 10. Se aplică noua... Da. Și atunci s-au gândit europenii să zică, ia stai așa, hai să oferim o posibilitate ca acele dividende să fie reinvestite în fond înainte să intre în țara de rezidență a românului, de exemplu, și atunci nu mai e taxat nici măcar dividendul. Cu alte cuvinte, putem optimiza fiscal la maximum aceste ETF-uri, pe lângă faptul că au comisioanele de vreo 20 de ori mai puțin față de fondurile mutuale de pensie sau de investiții în general. Te referi la comisioanele pe care ar trebui să le plătești tu. Exact.
Păi, la acel exemplu, la 1000 de lei pe lună investită timp de 30 de ani, luăm un randament mediu net de inflație 7% pe an, deci nu ceva extraordinar, plătești undeva spre 500 de mii, mai exact 480 de mii de lei plătești pe comision în condițiile în care tu faci 300 și ceva de mii de lei profit. Adică, cu alte cuvinte, fondul care nu și-a asumat niciun risc a făcut mai mulți bani decât ai făcut tu cu banii tăi. Cu banii tăi. Cum vezi tu piața imobiliară în România? La un moment dat, în 2008, era așa un boom extraordinar și totul era ca o bulă și a explodat și toate s-au dus în jos. Ideea este în felul următor. Imobiliarele au într-adevăr un ciclu, se cheamă ciclu financiar. Homer Hoyt l-a descoperit și practic ține în principiu 18 ani, more or less, mai mult sau mai puțin. Ideea este că și imobiliarele cresc, scad. Deci nu doar cresc așa la infinit. Ele pe termen foarte lung, într-adevăr, cresc. Dar au și momente de cădere, cum a fost în 2008. Cum suntem acum? Acum suntem încă subevaluați. Ce înseamnă acest lucru? Într-adevăr, te refer la România. La România. Dacă ne uităm la prețurile în valoare absolută, cât costă un apartament de două camere? Ok, astăzi poate costă 80.000 de euro și în 2014 poate costa 50.000 de euro. Și am spune, opa, s-a scumpit. În realitate nu s-a scumpit. De ce? Pentru că dacă raportăm cât costă un apartament la veniturile, hai să spunem, medii ale populației, vedem că de fapt s-au ieftinit. Ce înseamnă acest lucru? Noi ar trebui să calculăm un indice de accesibilitate, adică câte salarii medii nete trebuie ca să cumperi un metru pătrat de apartament sau un metru pătrat de teren și așa mai departe. Și constatăm că în 2008, unde eram pe boom, pe România îți trebuiau 6,5 salarii medii nete ca să cumperi un metru pătrat, foarte mult, enorm, iar acum suntem undeva la 1,6, cred. Deci, 1,6 salarii pentru un metru pătrat? Exact. Păi gândește-te pe București. Pe București salariul mediu net pe București e 1200 de euro. Deci îți trebuie aproximativ 1600-700, whatever. Depinde de zona, evident că te duci în Pipera, îți trebuie 2000 de euro. Te duci mai în Vitan, îți trebuie 1300 de euro. Deci poate să fie chiar sub. Dar în funcție de oraș, da, poate să difere. Dar pe România, ca țară agregat, îți trebuie undeva la 1,5-1,6 salarii medii nete astăzi. Atenție! Dacă raportăm față de 2014, când imobiliarele au atins minimum post-criza din 2008, deci în 2008 am avut maximum, în 2014 am avut minimum, din 2014 a început iar să crească până astăzi. Dar în 2014 eram la 2, ceva. Deci de fapt... Au scăzut, dar cu toate astea erau scumpe. Exact. Deci în 2014 erau mai scumpe, dar oamenii, sau nouă tuturor, ne este greu să pricepem, pentru că noi ne gândim așa. În 2014 un două camere costa 50.000 de euro în București, să zicem. Păi ce ieftin era. Dar nu ne gândeam, păi cine câștigă 1.000 de euro net în 2014 în București? Doar dacă erai manager, director, mai nimeni nu câștigă 1.000 de euro. Acum salariul mediu net în București e 1.200 de euro. Acum mulți câștigă 1.000. Sunt peste 500, am spus Inesu, nu? Sunt peste 500 de mii de oameni care câștigă peste 1.000 de euro. Deci sunt foarte mulți. În România? Da, în România. Avem IT-iști peste 200 de mii care câștigă mult mai mult. Avem antreprenori, avem freelanceri. Avem, nu a spus șeful ANAF-ului, nu mai știu cine a spus, că avem 200 de mii de persoane care lucrează în videochat. Iar acolo câștigă cât? 3.000 de euro pe lună, mediu, nu știu cât. Deci avem foarte mult. Sunt bani care vin în țară? Păi da, sunt bani care vin în țară. Suntem paradis deci pentru... Deci s-a schimbat noua diaspora care trimitea bani, acum e... Exact. Ideea este că sunt acum oameni care câștigă destul de bine și influențează prețul imobiliarelor. Ba mai mult decât atât, pentru că se vorbește în și despre creditare. Aș intra puțin și în subiectul ăsta, pentru că imobiliarele ar trebui să fie finanțate de creditare în general. Așa se întâmplă în Europa și se întâmplă în SUA. În România, faptul că avem bani se vede în faptul că 60% din toate tranzacțiile din România se fac fără credit. Este fantastic. În Cluj, cel mai scump oraș, tot 60%, și Cluj este singura primărie care publică aceste date pe cartiere, putem să vedem pe cartiere. Dar ideea este că sunt bani. Iar la creditare, dacă ne uităm, totalitatea creditelor ipotecare raportate la venitul net al familiilor, în România, suntem undeva pe la 15%. Media Uniunii Europene este la 70%.
70%, și dacă ne uităm la țări mai apropiate de noi, Polonia și Cehia, mai apropiate economic de noi, că noi spre Polonia, Cehia aspirăm în primul rând, după aia Germania, Franța, sunt undeva pe la 40 și ceva la sută, deci de 3 ori peste noi. Și foarte interesant, și dacă raportăm la PIB, luăm creditele ipotecare raportate la PIB, noi suntem la 8,5% în România, media Uniunii Europene 45%. Contează că sunt și un pic mai scumpe. Păi sunt mult mai scumpe, asta vreau să spun. Ce vreau să spun? Direcția noastră este clar că în viitor va crește foarte mult creditarea, pentru că suntem foarte puțin creditați astăzi, va crește în următorii 15-20 de ani, iar prețurile imobiliarelor pe următorii 15-20 de ani vor exploda pur și simplu. Pentru că acum dacă stai să te gândești și un cuplu normal de oameni, o persoană care face taxi și o persoană care vinde șaorma, poate la limită să-și cumpere un apartament în București, mai la marginea orașului, dar își poate cumpăra cu greu pe 30 de ani credit, poate. Păi hai să vedem cine poate să facă chestia asta în Paris, cine poate să facă chestia asta în orice țară din vest. Nu poate. Și un cuplu de IT-iști le e greu, unui cuplu le e greu să cumpere în afară. Deci spre acest lucru ne îndreptăm. Ba mai mult decât atât, am menționat acel ciclu imobiliar de aproximativ 18 ani. Dacă ne uităm în urmă cu 18 ani, adică hai să ne uităm la 2006, unde se afla Cehia și Polonia? Cât de cât apropiate de noi economic? Exact unde ne aflăm noi acum. Adică dacă luăm creditarea raportată la venitul net al familiilor sau creditarea raportată la PIB, era exact unde suntem noi acum. Adică noi suntem în spatele lor cu un ciclu financiar imobiliar, cu 18 ani, mai mult sau mai puțin. Deci nouă ne este ușor să vedem cam încotro ne îndreptăm, pentru că fiind în Uniunea Europeană vom avea exact aceeași traiectorie pe care le-au avut toate celelalte țări care au intrat în Uniunea Europeană. Ba mai mult decât atât, dacă ne uităm unde se aflau țări precum Belgia, Germania, Franța, acum 18 ani, în 2006, vedem că se aflau unde sunt astăzi Cehia și Polonia. Deci, practic, e cam simplu de înțeles încotro. E ca o scară. Exact, e ca o scară. Treptat, treptat. Noi suntem cu un ciclu financiar economic în spatele țărilor precum Polonia și Cehia, respectiv cu două cicluri în spatele țărilor foarte puternice din Europa. Deci ar trebui să ne așteptăm ca imobiliarele să crească foarte, foarte mult în următorii ani. În următorii ani, pe termen lung, cu siguranță n-au ce să facă decât să crească. Deci ar fi niște investiții bune. Corect, pe termen lung. Da. Dacă ar fi în final să dai un sfat după toată discuția pe care am avut-o, care ar fi acest sfat pentru cei care ne urmăresc? Sfatul ar fi să își facă un buget ca să înțeleagă pe ce se duc cheltuielile și să-l urmărească, evident. Îți faci un buget și îl urmărești. Un tabel. Un tabel, fie pe foaie, fie în Google Sheet, că e gratuit, unde o fi, nu contează. Să-și facă un tabel, după care să elimine cheltuielile inutile, să-și stabilească un procent de economisire. Ok, pun deoparte 10% din cât fac, 20%, nu contează. Iar odată ce și-au creat fondul de siguranță și de urgență, să înceapă să investească. Nici nu contează că investește în imobiliare, pe bursă, dar investește, pentru că altfel vei ajunge la pensie și te vei baza pe o pensie foarte mică care va fi mâncată de inflație din ce în ce mai mult și vedem deja că toate sistemele de pensie sunt falimentare, deci nu prea ai alte șanse. Mulțumim mult pentru sfaturi, mulțumim mult pentru disponibilitatea de a ne învăța din experiența ta. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit până la final. Mulțumim și Concelex pentru locație. Dragi prieteni, vă aștept să interacționăm. Numai bine!